Ciprian Iftimoaie, director adjunct la Direcția Județeană de Statistică Iași, este în legătură cu noi prin Messenger. Bun găsit, domnule director! Să rămână bine, v-am găsit! Această pandemie generată de coronavirus ne va afecta modul de trai, sunt de părere mai mulți specialiști. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră cum anume se va întâmpla acest lucru. Este evident că această pandemie generată de noul coronavirus ne va afecta traiul de zi cu zi. Statistica oficială are o serie de indicatori prin intermediul cărora se poate evalua acest lucru. Încă din această perioadă noi vom colecta date în cadrul unei cercetări statistice, ancheta calității vieții, dar și ancheta bugetelor de familie. Ele vor fi prelucrate și vor fi disponibile anul viitor. E vorba de venitul mediu disponibil pe gospodărie, venitul pe adult echivalent și un alt indicator foarte important, produsul intern brut pe cap de locuitor. Dar, cum spuneam, acești indicatori vor fi disponibili anul viitor pentru a face o analiză comparativă raportat la perioada din urmă. Noi ne putem ghida pentru a face o evaluare a situației actuale apelând la indicatori statistici din perioada crizei economice din 2009-2012 și ne aducem aminte cum foarte multe aspecte ale vieții sociale și economice, inclusiv calitatea vieții și nivelul de trai, au fost afectate de criza economică din perioada 2009-2012. Și aici avem mai multe componente. E vorba de, în primul rând, de venituri. Da? Oamenii câștigă mai puțin pentru că activitățile economice sunt restrânse, se contractă economia, veniturile scad, crește șomajul, scade ocuparea muncă și așa mai departe. Deci pe ansamblu are loc o contracție a activității economice, ceea ce are ca și consecință directă scăderea nivelului de trai și a calității vieții. Dacă ar fi să vorbim despre sărăcia din România, cele mai afectate categorii de oameni care sunt? Noi, chiar și în perioada de avânt economic după 2014, când economia românească s-a refăcut după criza din perioada 2009-2012, s-a restabilizat macroeconomic, deci țara noastră a continuat să conducă, să spunem așa, în clasamentele sărăciei la nivel european. Deci am rămas una din cele mai sărace țări din Uniunea Europeană. În perioada respectivă, rata sărăciei relative în țară era de peste 25%, deci unul din patru români era afectat de sărăcie. Lucrurile nu au evoluat, să spunem, spectaculos în această privință. Ultimele date pe care le avem disponibile la nivelul Institutului Național de Statistică ne arată că sărăcia în România afectează 23,5% din români, deci nu avem evoluții, să spunem, extraordinare în acest domeniu. Cele mai sărace categorii sociale, segmente de vârstă, o să mă refer la acest lucru în cele ce urmează, sunt copiii, da? Persoanele cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani sunt cele mai afectate de sărăcie în proporție de 32%, da? Deci 32% dintre copiii și tinerii din România sunt afectați de sărăcie. După care vorbim de sărăcia persoanelor adulte, active economic, și aici conducem, să spunem așa, în clasament, în sensul că 15,3% dintre angajații români erau săraci la nivelul anului 2018, iar aceste lucruri se vor amplifica, adică vor evolua înspre mai rău, ca să fiu cât mai înțeles de telespectatorii
Telem Iași de către cei care ne urmăresc în momentul de față. Deci domnule pe fondul director, adică pandemiei acestea generate de... Domnule director, Da, dacă da, până vă la, ascult. Dacă până la declanșarea pandemiei peste 23% dintre români sufereau din cauza sărăciei, ne așteptăm ca acest procentaj, în contextul crizei cu care ne confruntăm, să crească foarte mult? Va crește cel puțin în perioada la un nivel comparabil, dacă nu mai mare, decât cel al crizei din perioada 2009-2012. Oricum, pragul de sărăcie se raportează la un nivel al venitului pe adult echivalent, e un termen mai abstract. Practic toate veniturile vor scădea, iar pragul acesta se calculează la valoarea de 60% din mediana pe venitul pe adult echivalent, cum spunem noi. Deci sunt și alți indicatori statistici mult mai importanți din perspectiva analizării profunzimei stării de sărăcie, și aici mă gândesc la indicele inegalității venitelor, care ne va arăta care este distanța dintre cei mai bogați din societate, da, e vorba de chintila cei de sus față de cei mai săraci din societate, și alți indicatori, cum ar fi deficitul median relativ sau coeficientul Gini, probabil celor mai mulți acești indicatori nu le spun mare lucru, dar noi îi vom avea pe masă, cum spuneam, anul viitor, și vom putea să vedem cam cum s-au desfășurat lucrurile din punct de vedere statistic, evident, în această perioadă. În acest context aș vrea să vă întreb, domnule director, ce s-ar întâmpla dacă statul nu ar interveni cu ajutoare sociale. Deseori auzim tot felul de critici la adresa statului, cum că statul cheltuie foarte mulți bani în acest sector de ajutor social. În ceea ce privește intervenția statului pentru reducerea sărăciei, ea este cuantificată și prin date statistice. Sunt indicatori care ne arată nouă cam cum ar evolua sărăcia, câte persoane ar fi afectate dacă statul, prin transferuri sociale, nu ar interveni aici. Când vorbim de transferuri sociale, ne referim la toate aceste prestații, ajutoare, indemnizații, stimulente, burse, venitul minim garantat, deci absolut tot ceea ce intră în zona prestațiilor sociale, ajută la reducerea stării de sărăcie. Dacă statul nu ar interveni prin aceste instrumente asistențiale, rata sărăciei la nivelul anului 2018 ar fi urcat la 28%, deci cu 5 puncte procentuale față de nivelul, să spunem, normal, de 23,5%. Iar dacă, să spunem așa, nu s-ar fi plătit, și am include aici și pensiile, deci transferuri sociale plus pensiile, rata ar urca până la 49% rata sărăciei relative. Prin urmare, intervenția statului este justificată și vine în sprijinul persoanelor care se află în multe situații dificile. Că ați făcut referire la cam cât contează în caponderi, în procentul intern brut, intervenția statului. În România, pentru cheltuieli sociale se alocă aproximativ 12% din PIB. Campioana Europei, să spunem așa, este Finlanda, cu un procent aproape dublu, de 24% alocat din PIB pentru cheltuieli sociale. Toate țările nordice, vreau să precizez, că au ponderi însemnate alocate din PIB pentru cheltuieli sociale. Sunt așa numitele state ale bunăstării generale, da?
iar media europeană este undeva la 19% cheltuieli sociale din PIB. România are printre cele mai reduse ponderi din produsul intern brut alocate pentru cheltuielile sociale. Acesta este adevărul. Eradicarea sărăciei reprezintă un obiectiv de dezvoltare durabilă, dacă este să vorbim de agenda 2030, iar România, iar țara noastră, este obligată să respecte acest obiectiv. Cum anume să facă acest lucru? Și România a semnat acest document emis de Națiunile Unite pe data de 25 septembrie 2015, deci iată că au trecut 5 ani de zile de la adoptarea acestui document și într-adevăr primele două obiective de dezvoltare durabilă fac referire la reducerea sărăciei în toate formele și pretutindeni în lume, iar al doilea obiectiv se referă la eradicarea foametei. Și în momentul de față, când discutăm, noi foarte mulți oameni în lume sunt afectați de sărăcie cronică, peste 700 de milioane de oameni, sunt oameni care mor de foame la propriu, care nu au apă curentă, nu au sanitație, că vorbim de servicii medicale de calitate în această perioadă de pandemie, da? Deci sunt foarte multe probleme. Noi ne-am angajat prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României să ducem la îndeplinire obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv reducerea sărăciei. Acest lucru se poate face prin promovarea unor politici economice și sociale active care să nu genereze dependență de ajutorul statului. Acest lucru este foarte important. Statul să intervină în cazuri concrete de oameni care nu se pot asigura de unii, nu se pot ajuta de unii singuri, dar au nevoie de suport, prin intermediul serviciilor sociale, prin intermediul unor transferuri sociale și așa mai departe. Și de asemenea politici economice care să aibă în vedere creșterea ocupării în muncă și creșterea veniturilor oamenilor, pentru că așa cum am precizat anterior, iată 15% dintre români care munceau erau săraci. Am văzut zile trecute sute mii de oameni care au plecat din aeroporturile românești, Cluj, Iași, da, deci au fost și la Iași câteva aeronave cu români care au plecat pentru muncă sezonieră în Germania. Acești oameni au plecat din țară pentru că sunt săraci, pentru că au nevoie de bani, pentru că pe perioada muncii sezoniere de acolo, de 3 luni sau cât durează, se duc de câteva ori pe an, ei obțin venituri care le asigură și lor un minim de subsistență, poate chiar și un minim decent de viață. Pentru tot anul. Pentru tot anul, eu am făcut un calcul așa, dacă am înțeles că rămân cam cu circa 1000 de euro în bani, deci venituri nete disponibile, cum spun statisticienii, în mână. Deci dacă muncesc 3 luni de zile acum și eu știu mai revin la toamnă, ar fi 6 luni de zile ori 1000 de euro și sau cel puțin 1.000-1.500, deci se duc la un venit de 9.000 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că ajung la nivelul unui salariu, aproape un salariu, nivelul salariului mediu net pe lună în România, deci înseamnă ceva, nu-i puțin lucru. Domnule director, vă mulțumim tare mult pentru aceste informații. Pentru cu mare plăcere. Spor în toate și vă așteptăm și cu alte noutăți. Și eu vă mulțumesc și îmi doresc să ajung în studio la dumneavoastră. Și noi ne dorim acest lucru. Spor în toate încă o dată. Mulțumim, la revedere. Mulțumim. La revedere.